Bună ziua, bună ziua dragilor, bine v-am găsit și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Mama Lucia, rețete simple. Și am revenit să vă fac o rețetă simplă. Am să fac astăzi o supă de spanac, cremă mai mult, cum ar veni. Și vă și arăt aici ce am pregătit. Mi-am pregătit 2 morcovi, o ceapă, 2 usturoi și am o jumătate de kil de spanac. Am spălat frumos. Am să le dau prin răzătoare, am să tai spanacul mărunt și vă arăt imediat totul, dragilor. Și așa cum vedeți, am ras aici morcovul. Dacă aveți un morcov mare, puneți unul mare. Eu am pus 2 mai mici, că n-am avut unul mare. Și o ceapă mare. Foarte puțin ulei, că am să-i pun smântână. Și las un pic să călească, îi pun un pic de sare imediat și un pic de piper. Și între timp am să-mi tai spanacul mărunt. Și cum vedeți, am condimentat sare, piper și un pic de vegeta. Condimentarea rămâne la aprecierea dumneavoastră, cum vă place, dragilor, cum vă spun întotdeauna. Și las așa un pic la călit. Și îmi tai acum spanacul mărunt. Cumpărat spanacul de acum 2 zile, adică de sâmbătă l-am cumpărat și zic hai că tot fac și nu mai ajung. Și acum am zis că-l fac, că dacă mi-ar lăsa până mâine să strica și era păcat de el, și zic că-l fac acum. Da. Și vedeți, îl tăiați așa mărunt. După ce l-am tăiat aproape tot, îl pun imediat aici în oală. Și pun puțină apă și las să fiarbă. E o mâncare în 20 de minute, gata. O supă bună. Și cum vedeți, dragilor, am tăiat o spanacul. Îl punem aici. Îi tai și usturoiul, așa felii faine, să-i dea un pic de aromă. Dacă vreți, puneți usturoi, dacă nu, nu. Eu i-am pus așa acum, ca să aibă un pic de aromă. Îl tai și eu acum în mână, nu-l mai prezez. Arăt imediat și pun imediat apa, dragilor. Și cum vedeți, așa arată. Îi pun apa. Am avut aici, să vă spun, 900 de grame, mililitri de apă. Deci eu pun toată. Cam așa și las să fiarbă. Vreo 10 minute să văd cât îl las și între timp îi pregătesc o smântână, 2 linguri de făină, un ou care am să le bat împreună și le arunc aici deasupra. Și cum vedeți, a fiert, am mai pus un pic de apă. Puneți apă așa cât vreți dumneavoastră să o faceți de subțire sau de groasă. Rămâne la apreciere. Deci, cam așa trebuie să fie. Și acum pun o lingură de făină, cred că am să-i pun, că nu vreau să fac așa groasă. Și cum vedeți, am puțină apă, pentru că trebuie să dizolv smântâna. Am să-i pun așa o lingură plină de făină. Un ou, cum v-am spus. Smântână.
amestec bine. Ca să nu fie cocoloase. Deci rămâne la aprecierea dumneavoastră cum vreți să fie supa, de subțire, de groasă, de condimentată. Așa o faceți, cum vă place. Ceva rapid și bun. Și acum mai pun deasupra. Să clocotească. O arăt imediat. Și cum vedeți, așa este, ca un fel de cremă de spanac, supă cremă de spanac. Numai că spanacul nu-l dăm cu blender, lăsăm așa să fie un pic mai întreg, să se simtă ceva. Vedeți? Așa și trebuie să fie. Și acum, la sfârșit, am să topesc un pic de unt și pun un pic de boia și punem deasupra un pic de gust, un topping, un pic de unt, nu mult. Chiar așa să se ardă, că știți că untul se arde repede. Vă spun că am văzut la turci rețeta asta cum face și zic hai să fac și eu o supă din asta, că mie îmi place spanacul în toate variantele și zic hai să fac așa ceva. Topim așa fain. Și punem deasupra. Încet, încet, încet. Wow! Wow! Am făcut-o! O mai picurat! Da, se întâmplă de toate, știți, în bucătărie este normal. Ce să vă spun? Vă arăt supica cum arată cu rântașul ăsta cum ar veni. Și cum vedeți, așa arată. Să știți că este foarte gustoasă. Încercați o supă rapidă cu vitamine. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper să vă placă supica, dragilor, și încercați cu cea mai mare încredere. Vă pup cu mult drag și vă doresc în continuare o seară plăcută să aveți. Pupici la toată lumea, dragilor!